Anul trecut, 40 de familii și persoane au solicitat informații despre adopția unui copil, iar 19 dintre acestea au fost evaluate din punct de vedere social și psihologic pentru a urma cursurile, dar și primele etape către bucuria de a fi părinte. În cursul anului 2023, 40 de persoane sau familii au solicitat informații cu privire la procedura adopției de la Serviciul Adopției și Post-Adopției din cadrul DGASPC Gorj. 19 persoane sau familii au fost evaluate din punct de vedere social și psihologic și au urmat cursul de pregătire pentru asumarea în cunoștință de cauză a rolului de părinte, în final acestea fiind atestate ca persoane sau familii apte să adopte. Pe parcursul anului 2023 s-a încuvințat adopția pentru 19 copii și s-a deschis procedura adopției pentru 17 copii. De asemenea, pe parcursul anului 2023, pentru 53 de copii s-a asigurat monitorizarea post-adopție privind evoluția copilului adoptat și a relațiilor dintre acesta și familia adoptatoare. Cei care vor să adopte un copil și să își asume cu adevărat rolul de părinte trebuie să știe faptul că timp de 2 ani vor fi vizitați în continuare de specialiști care îi vor ajuta și consilia în noul rol de părinte. Oamenii trebuie să rețină că nu există părinți perfecți și nu pot schimba lumea adoptând un copil, dar cu siguranță pot schimba complet lumea unui copil.